Mă numesc Marian și sunt un mic producător din localitatea Marginea, județ Suceava. Aici muncim eu cu tata și cu mama, suntem trei persoane și vrem să continuăm să facem lucrul acesta și am rămas plăcut, surprins, impresionat de faptul că unul din membrii asociației Pământul Strămoșesc a întrebat care sunt nevoile mele de acum și am spus că am nevoie de a înlocui un nailon de pe un solar. Am ajutat să mă dezvolt în a extinde o cultură de castraveți sau tomate, putem pune și castraveți și tomate acolo. S-au venit la mine și s-au oferit ca voluntari, m-au ajutat să dăm un nailon jos de pe primul solar și acum urmează să-l înlocuim. Avem nevoie să fim uniți și ceea ce se întâmplă astăzi aici aș vrea să fie doar începutul și aș vrea să fie în toată România. Aș vrea ca micul producător să fie susținut, să nu rămână mic, să poată crește. Ce să spun, eu mă bucur că oamenii au venit să mă ajute și programul ăsta să continuă. Dacă ridicăm noi o mână, mai ridică careva un deget. Puterea, cred că stă în mâinile noastre la urmă. Și aia aștea mulți. Corect. În partea asta. Dacă dăm partea asta, se duce în aerul lucru. Hai din colo. La 2 metri tu, unul de altul? Unul dincolo pe capă sau doi. Care mai sprinte. Da, da, se disfășesc scoare. O dat bunul Dumnezeu, producții bune și n-avem ce face cu dânsa. Foarte frumos pe aici, ce gust are, ce gust e o roșie de asta, numai să vadă ce gust au. Noi de la Pământul Strămoșesc am trecut la fapte. Asta e recolta ce se vede muncită de noi, 100% natural. Țările străine nu sunt o opțiune pentru noi, noi tinerii. Noi de ce să mergem în alte țări, să stăm printre străini când putem să stăm în țara noastră natală și să putem să facem ceva pentru noi. România va renaște doar prin solidaritate și cooperare. Avem un steag ridicat de domnul Georgescu prin Pământul Strămoșesc și trebuie să strângem rândurile. Pe această cale doresc să le mulțumesc celor din Asociația Pământul Strămoșesc, membrilor care sunt acolo, pentru implicarea dată, pentru faptul că pun o mână de ajutor, pentru că din sprijinul micului producător